Bună ziua, bună dimineața. Numele meu este Liviu Rogojinaru, sunt vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, cea mai largă și cea mai puternică organizație patronală din România. CNIPMMR-ul, prescurtat, face parte din ACPR, ACPR-ul fiind Asociația Patronală din România. Sunt 11 asociații patronale, dar vă spun că de departe Consiliul Național al IMM-urilor este cel mai puternic, pentru că avem niște zeci de mii de firme care sunt afiliate la Consiliu, peste 100 și ceva de mii de firme foarte mici, mai mult de 70% din angajații României sunt angajații IMM-urilor. Poate sunt date pe care, nu știu, puțină lume le cunoaște. IMM-urile produc cam 73% din PIB-ul României, așa mici cum suntem, și sunt convins că toți cei care aveți o afacere de aici din sală, poate nu vă dați seama cât de puternici sunteți, mai ales dacă vom reuși să fim din ce în ce mai uniți. Vă dau aceste date cât de cât statistice ca să aveți o idee de ansamblu ce înseamnă IMM-urile. Organizație teritorială cu 123 de puncte de lucru pe tot teritoriul României, în toate orașele mari, capitalele de județ, peste tot suntem prezenți, chiar și în localitățile mai mici suntem reprezentați. Avem reprezentare teritorială foarte puternică. De asemenea, avem un grup de lobby foarte puternic, care nu ține cont de apartenența politică. Avem din tot spectrul politic un grup de vreo 100 de deputați și senatori ai României, care sunt așa numitul grup de lobby pentru IMM-uri și care se pare că în ultima vreme s-a început să se facă simțit un pic, a cărei voce, de fapt, a început să se facă un pic simțită. Suntem reprezentați la nivel european și mondial. Consiliul Național IMM-urilor reprezintă, face parte din UABME, World Association, Asociația Mondială, și din UASME, European Small and Medium Enterprise. Președintele Consiliului Național este domnul profesor dr. Ovidiu Nicolescu, somitate, șeful cadrei de management și somitate în materie de management al Academiei ASEU-ului, membru al mai multor academii din lume, un om cu o experiență extraordinar de mare, de aproape 20 de ani în IMM-uri, este vicepreședinte la Consiliul European al IMM-urilor. Aici în sală, cu un altul de noi, este și colegul meu, domnul Florin Jianu, care este și vicepreședinte al Consiliului, de asemenea, și este președintele tineretului din România și vicepreședinte tot așa la Consiliul European. Am vrut să vă spun aceste lucruri ca să fac o mică introducere vis-a-vis de ce înseamnă Consiliul Național al IMM-urilor. De ce suntem acum aici? Pentru că este pentru IMM-uri, este foarte important, mai ales pentru IMM-urile din România. Sunt niște date statistice, unele sunt bune, unele sunt rele. Mă întorc chiar la statistice vis-a-vis de cum suntem față de, din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere informațional, față de celelalte țări europene. De ce spun că unele sunt bune și unele sunt rele? Pentru că, dacă vreți, ca nivel de IMM-uri la stat de locuitori, noi suntem mai puțini, avem 23 de IMM-uri la 1000 de locuitori, față de 67 la nivel european, deci suntem undeva la jumate. În schimb, gradul de informatizare al IMM-urilor din România nu este chiar așa de rău. Conform unei cercetări făcute de Consiliul Național al IMM-urilor prin intermediul portalului existent, peste 80% din IMM-urile din România folosesc calculatorul, folosesc tehnică de calcul. Și atunci asta este un lucru foarte bun, după părerea noastră, și important. Normal că este foarte important, dacă Intel reușește să facă, și cei strânși aici astăzi, reușim să facem acel pas foarte bun ca să putem să
ajutăm IMM-urile să folosească o nouă, să folosească tehnologie din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bună, să ajutăm IMM-urile să aibă acces la finanțare. Îmi pare tare bine că ești reprezentant de bancă și reprezentant a domnului Șaramet aici de la Contragard, Fondul de Garantare, și a domnului Hidecuti, probabil că sunteți. E important și este foarte bine. Aici trebuie să vă spun un lucru. Eu acum punctez câteva lucruri de celelalte lucruri tehnice, vor spune colegii din prezidiu. Vă spun două lucruri foarte importante. Pentru cei care vor ajunge să acceseze aceste fonduri, folosiți fondurile de garantare și de contragarantare, pentru că chiar funcționează. Sunt între puținele, așa, între ghilimele, lucruri bune care funcționează la momentul actual în România. Adică chiar se întâmplă chestiile. Banii aia, garanția se întâmplă într-o lună de zile, îți dă răspunsul dacă ești frumos, să spune, da, domne, uite, așa, dacă nu, e nu. Dar, oricum, îți spune ceva, lucru care a început să întâmple în ce în ce mai rar la noi. Sperăm ca băncile să înțeleagă că avem nevoie de bani, că avem nevoie să fim ajutați, că IMM-urile din România au nevoie să fie ajutate. Poate vor înțelege, vom fi înțeleși că IMM înseamnă și ăla care are trei angajați și muncește alături de angajații lui, nu numai o întreprindere mijlocie care are 100-150, care se joacă cu niște milioane și are totuși o resursă financiară. IMM și ăla mai micuț așa, care are un telefon, o mașină și pune parchet în casă la diverse oameni. Cam atât. Cer să mă limitez la ce am de spus. Din punct de vedere tehnic, probabil că vor povesti mult mai mult colegii. Mulțumesc frumos!